Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, de dragul mamei tale cinstite și al îngerului tău necorporal, al profetului și înainte mergătorului tău și botezătorul tău, apostolul cuvântător de Dumnezeu, sălucitorul și virtuosul martir, cuviosul și părintele purtător de Dumnezeu și toți sfinții cu rugăciuni, mântuiește-mă din situația reală. Ei, Domnul și Făcătorul meu, nu deși moartea unui păcătos, ci ca să mă întorc să trăiesc pentru a fi el. Dă-mi o convertire la blestemat și nevrednic. Scoate-mă din gura șarpelui nenorocit, care se găsește ca să mă mănânce să mă aducă viu în iad. Ei, Doamne, mângâierea mea, pentru mine, de dragul blestematului în carnea stricăcioasă, s-a îmbrăcat, smulge-mă din blestem și mângâie sufletul meu blestemat. Pune în inima mea să împlinesc poruncile tale, abandonează faptele viclene și primește binecuvântarea ta. Întru tine, Doamne, nădăjduiește-mă și mântuiește-mă, Doamne. Amin. Doamne, ajută-ne!